Emoții, cântec, joc, voie bună și aplauze bine meritate. Tinerii care au urcat pe scenă la cea de-a 11-a ediție a festivalului concurs Drăgan Muntean au cucerit nu doar aprecierea juriului, ci și a sălii. Repertoriul bine ales, costumele populare autentice, dar mai ales vocile interpreților, au ridicat publicul în picioare. Oamenii au încurajat pe concurenți și au aplaudat entuziasmați fiecare moment al evenimentului. Marele trofeu a fost câștigat de o tânără din Olt. O fată foarte talentată, Valentina Oprea. Emoțiile mele în acest moment nu s-au dublat, s-au triplat. Sunt tare fericită că, iată, în această seară, duc la mine acasă, în Oltenia mea dragă, Marele Premiu. Este o onoare și o bucurie pentru mine, iar pentru acest lucru vreau să mulțumesc, în primul rând, onoratului juriu pentru încrederea pe care mi-au acordat-o, maestrului dirijor și întregii orchestre pentru tot ajutorul pe care mi l-au acordat fiecare în parte. Mulțumim, maestru, mulțumim, domnilor! Și nu în ultimul rând, dumneavoastră, publicului, pentru că ne-ați primit pe fiecare parte cu atâta dragoste și căldură. În unanimitate am acordat trofeul celei de-a 11-a ediții a Festivalului Concurs Național al Interpretării Vocale a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean de la DEVA anul 2024, tinerei din județul Olt, Valentina Vasia Oprea. Și iată, dragii noștri, că cei din urmă au ajuns cei din tâi. Mă bucur că și această ediție, a 11-a ediție a Festivalului Concurs Drăgan Muntean, credem că a fost o ediție frumoasă, o ediție reușită și acest lucru se datorează unor oameni deosebiți. Nu vreau să mă repet, nu vreau să stau foarte mult în scenă, însă vreau în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră și să vă mulțumesc din suflet, dumneavoastră, publicului nostru drag, public care ați fost și aseară și în anii trecuți și sperăm că și pe viitor alături de noi, alături de cei care vin în fața dumneavoastră. Aproape 50 de tineri au participat în acest an la preselecția pentru Festivalul Concurs Drăgan Muntean. Dintre ei, 20 de interpreți au rămas în concurs și doar 9 au ajuns pe scenă la gala laureaților. Emoțiile sunt mari, nu-mi găsesc cuvintele, dar sunt atât de fericită că poate că seara trecută am avut un pic de noroc mai mult decât ceilalți, dar asta nu contează. Eu mă bucur și pentru colegii mei și îi felicit din tot sufletul pentru tot efortul pe care l-au depus. Doi interpreți hunedoreni au ajuns în gala laureaților. Mihai Vlad Lință a câștigat locul întâi, iar Ana Anuțoiu a primit premiul de la Asociația Pădurenilor. Mă bucur că în acest an juriul a decis că acest premiu special din partea pădurenilor pe care Drăgan Muntean i-a iubit atât de mult să rămână aici, acasă, unei prietene și unei colegi tare dragi mie de cântec. Ana Anuțoiu! Felicitări, Ana! Am încercat să fiu cât mai autentică, să însuflețesc costumul pădurenesc, femeiesc, de odinioară. De aceea am optat de această dată, pentru această ediție, la șapța cu cârpă lungă, care este foarte importantă și se poartă, bineînțeles, în momentul de sărbătoare, așa cum sărbătorim noi astăzi aici, la gala festivalului Concurs Drăgan Muntean, unde venim cu atâta drag. Mulțumesc din suflet pentru acest spectacol organizat excepțional Centrului de Cultură și Artă a județului Hunedoara, domnului director Ciprian Roman, pe care îl văd pe aici. Hai, Ciprian, să te vadă oameni. Acum nu o să vă spun că sunt mândru de el, că este director la mine la Consiliul Județean, că premiul 1 rămâne în județul Hunedoara domnului Lință Vlad Mihai.
Felicitări, Vlad Lință! Un tânăr într-adevăr foarte talentat. Ce e pentru tine Drăgan? Pentru mine Drăgan Muntean a fost și este un simbol al folclorului românesc și pot să zic că nu l-am cunoscut personal, dar sufletește l-am cunoscut pe Drăgan prin cântecele pe care le-a lăsat și pentru că a fost unul dintre oamenii care m-au îndreptat spre folclor. Festivalul Drăgan Muntean este unul dintre cele mai prestigioase asemenea concursuri organizate în țară. Iubitorii de folclor spun că vin la festival ca să asculte muzică autentică și să își astâmpere dorul de Drăgan Muntean. Nimeni nu l-a uitat pe cel numit Doinitorul Ardealului. Când spune cineva Drăgan Muntean, la ce vă gândiți? La județul nostru l-am îndrăgit foarte mult. A fost superb. Chiar mi-aduc aminte că odată am fost așa la un spectacol, cânta. A fost ceva... A fost minunat. Ca păcat, lumea în picioare. Da, păcat că a murit. O persoană care a dus mai departe și a făcut cunoscut județul Hunedoara în țară. Mi l-aduc aminte încă din copilărie, că eram în clasa 6-7-a eu și el era mai mic, era la internat la liceul pedagogic și umbla cu torogotul după el. Deci îl știu. Și îl știu foarte bine și înainte de a se întâmpla necazul care s-a întâmplat. Cunoscut și eu mai vârst o țară, dar nu ne sunt stare să-i mulțumim pentru ce au făcut și pentru tot tineretul din lume. Ce melodie v-a plăcut cel mai mult de la dânsul? Poate, dar poate. Nu pot să zic așa, că nu le mai țin minte pe toate. Ană, zorile se varsă, bate. Zorile se varsă, da. Din respect pentru ceea ce a făcut Drăgan Muntean pentru pădureni și folclor, deveanul Dorin Olariu meșterește miniaturi ale casei memoriale, piese oferite ca premiu special în cadrul festivalului, chiar de fosta soție a interpretului, Mioara Muntean. A mai trecut un an, au trecut 22 de ani, dar Drăgan văd că rămâne viu între noi. Vă mulțumesc că participați într-un număr așa de mare la festivalul Drăgan Muntean. Mulțumesc organizatorilor pentru tot efortul depus pentru a organiza în fiecare an acest festival și mulțumesc concurenților care tot au fost la un nivel spus sus de tot. Așa, să vedem al doilea premiu din partea asociației, merge la Botoșani, Aia Coboaie, Sabrina Maria. Sabrina Aia Coboaie, mi-aduc aminte că tare mult ați îndrăgit-o și dumneavoastră. Sabrina, am un mesaj pentru tine, pentru că acest premiu este cu atât mai special cu cât acasă vei pleca cu această machetă realizată de un ardelean atât de fain, un om atât de special, mare meșter. Pot să spun că cel mai mare doinitor din Ținutul Pădurenilor și unul dintre cei mai mari doinitori din întreaga țară, îl cunosc de când eram tineri, cred că în perioada armatei lui, când făcea la pompieri, mergeam la nedei, la petreceri cu el, la festivaluri și un om, să zic, talentat, cu har de la Dumnezeu și dovadă că de-aia vin la toate festivalurile lui. Echipa Centrului de Cultură și Artă a județului Hunedoara, cu sprijinul Consiliului Județean, s-a străduit ca întreg evenimentul să fie unul de mare clasă, lucru remarcat atât de concurenți, juriu, dar și public. Organizatorii spun că festivalul concurs a ajuns unul dintre cele mai importante din țară, iar ediția din acest an a fost una foarte reușită. Suntem la finalul ediției 11-a a festivalului concurs Drăgan Muntean, o ediție, spun eu, foarte reușită și nu am fost singurul care am spus acest lucru, o ediție reușită pentru faptul că s-au prezentat concurenți buni în acest an, s-au prezentat concurenți dând mari probleme jurilui să-i departajeze, dar așa cum ies într-un concurs, sunt și învingători și învinși,
o ediție frumoasă, o ediție care s-a bucurat ca în fiecare an de un public extraordinar aici în sala Teatrului de Artă din Deva, un public care a știut să-i susțină, să-i încurajeze și vreau să le mulțumesc pe această cale oamenilor care au fost alături de noi și în ziua de concurs și în ziua de gală. Nu-mi rămâne decât, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, să le mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea unui astfel de eveniment, un eveniment important și emblematic pentru județul Hunedoara, să le mulțumesc celor care au pus umărul, să le mulțumesc celor care au finanțat, pentru că fără finanțare este foarte greu să realizezi un astfel de eveniment, un eveniment care se află deja pe harta țării în ceea ce privește festivalul de concurs pentru tineri interpreți de muzică populară și ar fi fost păcat ca unul dintre ele cele mai bune să nu fie la Hunedoara. Așa cum am spus-o, noi hunedoreni trebuie să fim mândri că l-am avut pe Dragan Munteanu. Și ori de câte ori se organizează acest festival concurs Dragan Munteanu, parcă simțim spiritul Dragan Munteanu. Ori de câte ori se organizează la Poienița Voinii spectacolul în memoria lui Dragan Munteanu, nu există să nu l-ai în suflet pe Dragan Munteanu. Trebuie să facem orice și să-i păstrăm memoria vie și să ne rugăm lui Dumnezeu să o venească pacea acolo unde este. Pe lângă recitalurile din festival și momentele susținute de concurenți, publicul a remarcat și apreciat mult în acest an momentele care au adus aminte de interpretul care a dus în lume faima pădurenilor și a dat și numele festivalului. Nu știu, Doamne, ce-i cu luna,